faceți? Uite, tocmai ce am venit de la cumpărături. Ia, mi-era teamă de asta, ia veniți voi aici. Hai, plasa la control. Să fii mândră. O să fii mândră de noi pentru că am luat produse de post. Ne-am hotărât. Bio. Pentru că ne-am hotărât că vrem să ținem și noi post. Că așa e frumos, așa e bine. Și am cumpărat, uite, șnițele de soia. Șnițele de soia. Șnițele în pate. Pate de soia. Supă de post. Nezeluri. Ăștia de post, covrigi, ce sunt? Covrigei, sticks-uri. Sunt niște biscuiței. Și astea le-am găsit aici. Ale voastre sunt? Sărățele de post. De post. Da, sunt tot de post. Ei, eu cred că e momentul să vă vorbesc despre capcanele postului. Da, știți că postul ăsta, pe lângă rațiuni de natură spirituală, are și o motivație medicală. În primul rând, înainte de post, eu cred că e bine, în special dacă știi că ai anumite deficiențe, să-ți faci un set complet de analize. Pentru că, uite, poți să ai, de exemplu, un deficit de fier sau de vitamina B12, iar postul să-ți accentueze acest deficit. Mm-hmm. Dacă nu-l ții corect, poți să-l ții corect și să mănânci anumite alimente și, dacă e nevoie, să iei suplimente nutritive. Da, care să te ajute să compenseze lipsurile astea, da? Deci foarte important este să faci un set de analize ca să știi exact unde stai. Apoi, alimentele pe care ar trebui să le consumi în post sunt așa, în general vă dau câteva exemple. Ciupercile, foarte importante, da? Apoi avem leguminoasele, conțin fier, adică mazăre, linte, fasole. Apoi avem pseudocerealele. Care sunt pseudocerealele? Quinoa. Ovăz? Nu. Quinoa, mei, amarant, hrișcă. Sunt ca un fel de cereale, dar spre deosebire de cereale, nu mușcă, sunt foarte gustoase, se gătesc ușor și au și o cantitate de fier mai mare decât cerealele. Deci, pe asta și nu au gluten. Cum le mănânc? Păi uite, de exemplu, quinoa se gătește exact ca orezul. Da? Ah, okay. Singura mențiune este că trebuie să o lași cu o noapte înainte sau cu câteva ore înainte de a o găti în apă. Okay. Și gustul nu este... Gustul este foarte bun. E undeva între orez și mei. Okay. Ai mâncat mei? Nu, no, ai mei. Atunci între orez și orez. Este I cumva mean, între orez și orez. O să încercăm, promit. Apoi, deci alte alimente pe care trebuie să le consumați neapărat în post. Legumele proaspete. Rădăcinoasele, da, sfecla, rădăcina de pătrunjel, morcovul, țelina, brocoli. Apoi, semințele, foarte importante, au acești grași esențiali și au și fier. Fructe, da, dar cu moderație, pentru că dacă mănânci un kilogram de mere, nu e bună. S-ar putea să ai o surpriză pe cântar când se termină postul. Ce mai avem de mâncat? Mai avem de mâncat produsele stupului. La fel, cu foarte mare grijă la cantități. Nu mâncăm jumătate de borcan de miere. Două lingurițe pe zi sunt suficiente. Sunt persoane care țin, de exemplu, post negru. Și cum îl țin? Îl țin în felul următor. Nu mănâncă toată ziua și în momentul în care apune soarele... Se transformă. Mănâncă tot ce devorează frigiderul. E o mare greșeală, pentru că nu faci decât să-ți creezi o grămadă. Da, e chiar mai rău. Postul negru, dacă vrei să-l ții, îl ții până a doua zi dimineață. În niciun caz nu aștept să apună soarele și te îndopi cu ce-ți vine la mână. Of, am, de fiecare dată spunem că o să ne aducem să notăm asta și... O să notăm. Ei, dar mă aveți aici aproape. Așa, oricând vă puteți întreba. Bine. Ne vedem curând. Pa!